Accident cu trei mașini implicate pe bulevardul Carol I din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Poliția municipiului a fost sesizată cu privire la faptul că pe bulevardul Carol I, la intersecția cu strada Horațiu, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul biroului rutier, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că o femeie de 27 de ani din orașul Strehaia, în timp ce conducea un autoturism pe strada Horațiu, din direcția strada Portului către bulevardul Tudor Vladimirescu, la intersecția cu bulevardul Carol I, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de o femeie de 43 de ani, autoturism care a ricoșat în alt autovehicul, care efectua manevra de oprire la indicatorul stop, condus de o femeie de 37 de ani din Drobeta, Turnu Severin. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a celor două femei de 43, respectiv 37 de ani, și a doi minori care au primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la o unitate medicală. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare, o auto specială cu apă și spumă și o ambulanță SMURD la accidentul rutier. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit astăzi cu auto specială de descarcerare, auto specială cu apă și spumă și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs în municipiul Drobeta Turnu Severin. În urma accidentului, în care au fost implicate trei autoturisme, au rezultat 5 victime conștiente care au fost evaluate la fața locului de către paramedicii SMURD. Ulterior, acestea au refuzat transportul la spital. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a celor două femei de 43, respectiv 37, și a doi minori, care au primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la unitate medicală. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.